Noi ca trene alergene. Dorul de Rusia al turiștilor germani nu lasă nemții pridvorul ca să umble pe urlați. Le-a pălit de ce, dar dorul? Ca să fie vaccinați? Pe cât de clar, pe atât de neclar. Ne tot spun că totul e clar, că urmează un tipic, dar din clarul lor neclar nu înțelegem clar nimic. Metamorfoză. Fondurile europene, miere pură de știubei, doar că în jeburi indigene curg în loc de miere lei. Nici în pandemie nu pot cădea la pace? Țara toată ni în criză, lumea moare de bolnavă, iar partidele pun miză. Caut capăt de gâlceavă. Verde la AstraZeneca, vechiul nou AstraZeneca, lumea-l vrea așa de tare că toată chinezăria o treci fără programare. Reacția companiei AstraZeneca la sistarea vaccinării cu produsul său. Boșii serului Zeneca îngroziți că intră în vrie cu o mișcare glonț, ciumeca, i-au zis minten vax zevrie. În timp ce unele țări sistează vaccinarea cu AstraZeneca, altele o extind la toate categoriile de vârstă. Ce curaj au! Vaccinarea ne-o aplică tuturor, mai ales că asumarea este a noastră, nu a lor. A pierit AstraZeneca? Hai, deschideți vinoteca! Ard în jar bucătăria zare de AstraZeneca, doze mii de vax zevria. Responsabilul de vaccinări vorbește în childuri. Sigur că la vaccinări se întâmplă și accidente, dar și viața în ondulări nu-i un dolce farniente. Patul lui Procust al unui cunoscut ziarist. Dar de când, mă rog, maestre, anul are 3 semestre. Ca Procust, a pus maestrul, un semestru într-un trimestru, cu mătrism mascat. La Casa de Sănătate a organizat concurs sub pretext de echitate, plasându-și la miere un urs. Call girls. Zgomotos, la drumul mare, cercec alb la vaccinare, motivarea? Mamma mia, ele țin economia. Call girls. În English, fete de apel, domnișoare, dame de companie, escorte. Pandemicale. Aici colo zboară cât un măcăleandru, ce ni postaza lui de gură cască ar vrea vreun demnitar să-l prindă în cadru, mâncând în pizzerie doar cu mască. Cine e mai mare și cine e mai tare? Nu vrea OMS un lume pașaport de vaccinare? Doar ai noștri, old, în spume, ne-l împing cu înverșunare. OMS este abbreviation for Organizația Mondială a Sănătății. Vaccinarea la ei și la noi. Gust metalic simți în gură? Pun pe loc de o cercetare la noi? Planul rău se cură, restul stări colaterale. Stahanovism la vaccinare. Nu reacțiile adverse ne privesc,
chiar des fatale. Urmărim cum cresc imerse cifrele de vaccinare. Vaccinatorul și vaccinatul. Vaccinarea e optare, proba propriei voințe. Eu răspund de vaccinare, dumneata de consecințe. Când văd optimiștii și pesimiștii sfârșitul pandemiei. Unul la începutul verii, altul la sfârșitul iernii. Alții însă mai modești la calendele grecești. Deputaților din opoziție, dând executivul în judecată că le-ar fi restricțiile dublat, legea care acum e aplicată, nu cumva și voi o ați votat? Tu de barză, el de varză. Nici n-a spus bine că știe când scăpăm de pandemie, că ministrul sănătății a dat cep onestității. Când tăcerea nu-i de aur, știau bine că vaccinul poate provoca tromboze. Dar când tace mâlc jupânul, tac și ei, mimând mimoze. În mormântare cu respectarea regulilor în pandemie, un creștin ca mii se îngroapă, nu tu slujbă, nu convoi, nu duci parcă un mort la groapă, sac la lada de gunoi. Coadă la alimentară în urma noilor restricții. Ne constrâng ca pe ciumați? N-are rost să-ți ieși din foi. 7 metri fix, pătrați, tot mai bine decât 2. Dorința premierului, verticali sau în sepulcru? Ne-a promis marea cusarea și a cerut un singur lucru, vaccinarea. Unui ministrese alarmate de creșterea numărului de pensionari și de subțierea bugetului. În reflecția-ți firească îți provoc suspensia. Pune-i, doamnă, să muncească, să-și plătească pensia. Coronavirusul jubilează, cer cărmacii front comun, să-l stârpim pe bărză un, iar rivalii, parând tușa, le-și întind pe loc mănușa. Acte false de vaccinare la trecerea frontierei, pașaport de vaccinare, teste, PCR sau care, vă prezintă câte vreți românașul cel isteț. Imunitatea demnitarului și libertatea de expresie a omului de rând. Nu poți taxa opiniile lui, nici întreba cum și-a umflat averea. Propune-n for un deputat tehui și-s pentru toți rivalii și puterea. Cum să verifici risipirea banului public în instituțiile de forță militarizate? Cum sunt instituțiile? Sunt secretizate toate hârtiuțele. Funcție de mărimea ișlicului? Un bătrân nu poartă mască? Legea e dură. Să plătească? Când un demnitar nu o face, controlorii lasă în pace. Proteste la vreme de pandemie le permit să protesteze, însă nu mai mult de 100, ca apoi să persifleze 2 jandarmi pe lângă o tută. Guvernul și protestarii. Sârmă în bot le pui că urlă, tragi în ei că-s teroriști și nu vezi, orbit, pe turlă, că din pâsul lor exiști. În opoziție pesediștii îi jelesc pe protestari. Când erați pe cai bălani, toți erau hashtag reziști, puși pe harți de sorosiști. Azi sunt necăjiți sărmani.
Un condeier afirmă că tinerii necopți la minte ar fi mânați ca o turmă la proteste de niște forțe oculte. Sfântă Miercuri, Sfântă Vineri, lămuriți-ne și nouă, cum să acuze că-s prea tineri, dar cei din 89? Barem de evaluare națională la limba maternă cu greșeli. Un barem de corectare cu greșeli gramaticale pe site-ul de simulare? Vai de așa evaluare! Demnitar cu spatele asigurat? O fi tare el ca fierul de se ține mort de post, dar nici vicepremierul să nu vadă că-i cam prost? Acord de plin, îl demise cu acceptul ferm al președintelui, nu că și-arogară dreptul, aveau dinte contra lui. Unui ministru demis, expunându-ți adjuncții, rămăsese și fără funcții. Să te plângi, mai are rost? Că ai rămas și fără post? După port se cunoaște omul? Calm, tăcut, discret, cu rost, delicat ca o mireasă, cum îl dai în drept, din post? Cum începe a da din casă? Moștenire din tată în fică, de hoți viața ne-a curat-o, stând pe ei cu văzul tern, și ce bine a protejat-o, că și-a pus fica în guvern. Nu-i mai satură satana, pretind sporuri de șuiete, că ar lucra cu ei secrete, la 8.000 pe lună euro. Nu le-am dat și niște neuro? I înseamnă informații. Nepregătite, ca și conferențiarii, regizate prost în piesă, conferințele sunt fală, doar că ele nu-s de presă, sunt de formă, de spoială. Unui fost manager de spital, în noapte, lax, un manager de gardă privea, distrat, un film, cum vine porno. Un virus când, sfrijit, ca o scovardă, făcea în rețea, slobod, socoată storno. Aceluiași, filozof ca de Odorno, o plăcere să-l asculți, nu privește filme porno, decât doar pentru adulți. Atitudine de lasă-mă să te las, tirurile de ati din module salvatoare au ajuns în travesti niște dricuri funerare. Beneficiile depășesc riscurile. Nu te temi de vaccinare? De urmările-i rebele? Ce-i o steauă căzătoare pentru un cer imens de stele? Cine plătește pentru tragediile de la Piatra Neamț? Matei Balaș, Foișorul de Foc, Victor Babeș? Nimeni, când nu garantează pentru munca dumisale, întrebăm și noi cu groază, ce-a mai căuta în spitale? Liniște și pace la MAI, Caracal, Onești și așa mai departe. Azi uitarea se așterne în sistemul de interne. S-a cutremurat ceva? Nici o răspundere? Demonstranții fac trimiteri, pun guvernul la încercare. Hai că nu mai sunt demiteri, dar demisii? De onoare? Naiv sau bate șaua? Greu să-i pună o fie la treabă, să le ceară socoteala, dacă el inapt se întreabă, o mai exista morală? Mișcări tectonice în coaliție. Secretar de stat demis,
când a zis de ordin PIS, el, gafând-o tot așa, cu echipa-l va ierta?